Mă numesc Ioan Iascu și am ajuns la Școala Populară de Artă într-un context al vieții, să spunem așa, mai turbulent, în contextul în care când ești tânăr, ești de vreme aruncat la lada de gunoi a istoriei. E o metaforă, dar să știți că la vremea anului 1995 era destul de complicat pentru un tânăr să-și completeze orele de după programul de studiu liceal. Și atunci, la Școala Populară de Artă, puteam să completez cele necesare pentru formarea și evoluția ulterioară. Îi mulțumesc foarte mult domnului profesor Victor Heniu că atunci m-a primit, am avut ocazia nu numai de a-mi completa cunoștințele plastice, dar totodată am avut și șansa de a cunoaște oameni maturi. Gândiți-vă că la prima tabără când am participat aveam 15 ani, iar diferența dintre mine și următorul era destul de mare. Următorul era Marcel Alexa, care avea 27 de ani. Așadar, a fost posibilă cunoașterea unor persoane în jurul cărora m-am format, m-am maturizat, pentru că tot atunci am putut să creăm și relații de prietenie care se dovedesc a fi valabile și rezistente peste decenii. Eu vă mulțumesc foarte mult!